Zombie Apocalypse. Hai, salutare, măi prieteni, și bine ați venit la un nou video pe canalul Excella TV. Măi, fraților, astăzi facem un mic video, deoarece vreau să discutăm niște chestii, mai ales despre FS20, pentru că vreau să vă spun ce fac pe viitor cu jocul ăla și sper că o să rămâneți până la sfârșit. Și bun, hai să vedem despre ce este vorba. Știți și voi că ieri am pus acel clip pe canal în care v-am spus că vreau să fac canalul acesta de tech, adică să pun tot felul de clipuri despre tehnologie, despre jocurile care apar și alte chestii. Dar după ce am pus clipul, m-am gândit foarte mult aseară, am văzut că nu prea a prins și nu s-a uitat foarte multă lume, dar sper ca acest clip să prindă și să uită cât mai mulți abonați de ai mei să se uite la clipul ăsta, pentru că o să vă spun niște chestii foarte importante și, bineînțeles, pentru viitorul canalului. În primul rând, m-am gândit și eu aseară și mă gândeam acolo, după ce am pus clipul, băi frate, eu am făcut acest canal pentru gaming și doar atât, și acum am ajuns să fac tech și chestii din astea pe canal. Și ce m-am gândit eu? M-am gândit ca de acum să pun din nou jocuri pe canal. Adică știți și voi că mulți dintre voi m-ați rugat din nou să fac, să aduc seria de FS18, cea de Free Fire, mi-a zis mulți prin comentarii de când am pus clipul acela, când v-am zis că vreau să nu mai fac chestii din astea pe canal. Știți și voi că am zis și în clipul de ieri că nu mai joc pe canal nimic. Și da, am pus și o recenzie odată pe comunitate, ați votat acolo că vreți să aduc seria de FS18 înapoi și m-am bucurat pentru chestia asta, dar știți și voi că eu nu prea am mai progresat pe harta aia și chestii din astea și de aia n-am mai vrut să joc, deoarece este și lag, pentru că ăsta este primul motiv pentru care nu vreau să mai pun gaming, deoarece nu am pe ce filma. Și da, v-am zis că mi-o telefonul, v-am zis că o să mi-l iau ori mâine, adică vineri, ori săptămâna viitoare, la începutul săptămânii, pentru că trebuie să mă întâlnesc cu persoana aia de unde îl iau. V-am zis că nu îl iau nou, pentru că l-am găsit la cineva și este impecabil telefonul, și v-am zis că mi-au iPhone. Și dacă mi-au iPhone, eu nu mă mai joc pe el, pentru că are și bateria foarte mică, de 1800 de mAh, deci e foarte mică, iPhone 6-ul așa o are. Și în primul rând eu nu le iau pentru gaming, pe ăla le iau doar pentru mine, așa. Și vreau să vă spun că de acum, asta vreau să vă spun, de acum m-am gândit să pun din nou gaming și o să văd susținerea voastră, chiar dacă se strâng 300 de vizualizări la un clip, nu contează, eu tot o să pun în continuare, sperăm să creștem cât mai mult. Oricum, sper că am luat o concluzie foarte bună și dacă aveți idei voi, vreau să spuneți în comentarii ce vreți voi să vedeți pe canalul ăsta pe viitor, deoarece vreau să vă și părerea voastră, pentru că părerea voastră contează pentru mine și chiar vreau să văd ce jocuri vreți voi pe canal, dar să-mi spuneți niște jocuri care să meargă și mie pe telefon, adică să fie compatibile, pentru că unele jocuri cum e Call of Duty și alte jocuri nu merg pe telefonul ăsta și Dar că vreți să vedeți așa în lag, nu știu ce să zic, dar eu de aia nu vreau să mai pun. Dar oricum eu banii care o să mai strâng de acum încolo pentru YouTube probabil o să-i strâng și o să-mi iau un telefon foarte bun peste un an sau un an jumate, depinde cât durează să strâng banii și strâng acolo un telefon bun să-mi iau pentru jocuri și să fac YouTube ca lumea și să creștem, pentru că asta este tot ce contează. Eu vreau să ajungem și noi la 10.000 abonați anul ăsta, dar nu știu sigur dacă o să se întâmple chestia asta, după care goal-ul este de 100.000 de abonați, cum își dorește oricine. Și da, cam astea sunt chestiile despre FS20, vreau să vă spun că nu știu sigur dacă o să pun pe canal pe viitor, dar oricum despre joc o să mai spun chestii, o să mai fac clipuri despre joc când o să mai aflu alte noutăți. Dar gaming cu FS20 nu știu sigur, v-am zis, când o să-mi iau noul telefon celălalt, adică acum mi-au telefonul ăsta, dar v-am zis că o să strâng banii de YouTube de acum încolo și dacă o să mai donați și voi, o să-mi iau un telefon foarte tare pe care o să jucăm doar jocuri și atât, pentru asta o să-l iau, pentru gaming. Știu că este unul de la Xiaomi care este pentru gaming și l-am văzut și la alți YouTuberi, și da, este un telefon destul de bun. Și da, cam ăsta a fost tot clipul, sper că v-ați uitat până la sfârșit, pentru că au fost niște chestii importante pe care le-am ales eu și
Eu zic că am luat niște decizii bune pentru canalul ăsta pe viitor. Oricum, clipul ăla care l-am pus ieri o să-l șterg pe YouTube pentru că nu are rost să-l mai las acolo. Sper că v-a plăcut episodul ăsta și mai vreți episoade cu seriile de care le-am avut pe canal. Cu Let's Day poate facem și cu Farming 18, cu Free Fire. Vedem noi ce clipul o să punem pe canal. Și da, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Să lăsați un like, dați și un share să vadă cât mai mulți prieteni ai voștri pentru a ajunge clipul ăsta cât mai departe. Și bun, până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!